Și hai, ușor. Ușor că nu l-am prins bine, că dacă ai zis 2, 3 și... Când nu se numără așa, se numără 1, 2, 3 și... Hai, stai așa. Ia lasă jos, Gata, mă. Altceva mai ai? Nu, doar astea și atât. Auzi, mă, Robi, te întreb și eu, mă, ce faci, mă, cu ele? De ce le dai? Cum să zic eu, Dorele? Bă, mă țin pe loc. Adică avansarea asta tehnologică e o piedică în dezvoltarea mea personală și socială. Și pe interior și pe exterior. N-am înțeles nimic. Nici nu trebuie, Dorele. Când o să fii pregătit să faci pasul ăsta, o să înțelegi singur ce trebuie făcut. Ce pas, mă? Lasă-mă cum să înțelegi tu. Hai noroc, Hai noroc. Asta e? A? Da. Hai că-i curaj pe aici. E bine, bă. Cu 100 de lei te scap. Cum? Cu 100 de lei? Eu credeam că le-i degeaba, mă. Cum să-l iau, mă, degeaba, mă, Rubi? În față de prost. Păi cine mai face, mă, ceva degeaba în ziua de azi? Păi da, mă, dar suntem prieteni, adică... Păi da, mă, pentru că suntem prieteni, 100 de lei, mă, Rubi, mă, că eu am de plată taxa aia de timbru. După aia am taxă de poluare. Eu am o grămadă de taxe, băi, eu ies în pierdere cu ăsta. Nici nu mai iau. Bă, mă, ardilez, mă. Băi, ia-mi-te păcatul, bă. Bine, mă. Uite, 100 de lei. Iar să nu-l mai văd. Robi, noi suntem prieteni, da? Păi suntem, da. Piate că te bag într-o combinație. A? Eu te scap de frigider așa cum ți-am promis. Așa? Da. Dar nu acum. Că acum e niște motive pe care nu pot să ți le zic. De ce? Că nici eu nu prea le înțeleg. A, așa se explică. Și vreau să-l ții la tine vreo 2-3 luni de zile. Păi știu și eu, mă, 2-3 luni de zile. Păi nu gratis, mă, că-ți dau... Ai 50 de lei la combinația asta. Că și tu ai salariu mic și nimeni nu face nimic pe gratis. Bine, mă, dar o lună, două, atât. Bă, o lună, două, maxim un an. Hai cu bătaie, doi. Bine, mă, dar vezi că asta fac pentru că suntem prieteni, altfel nu mă băgam. Da, fotoliu e tot de dat, că dacă e în aceeași combinație cu 100 de lei, poți să ți-l lui și pe ăsta. Nu, fotoriul l-am promis la altcineva. A, ai promis, da? Ghinion, asta e, n-am avut noroc. Îmi pare rău. Bă, mersi mult, Ardile! Bă, prieten adevărat, bă, Ardile. Ai văzut, mă, cum m-a scăpat de frigider? Ce-ai făcut și 50 de lei? M-a ajuns să-l bag înapoi? Dobrăm, hai. Da, mă, că în 2 ani îl ia. Mi-i da. Ce te, mă, 2 ani, bă? Regrete-te. Stai, mă. Iar m-ai luat așa până pregătite de era să-l fac, stă-mă. Robi, deci sigur mi-l dai mie, nu? Băi, dacă vrei, ia-l. Băi, eu-l vreau, mă. Băi, ia-l, mă, Dorele, și gata. Băi, ia stai, mă, așa, mă. Stai așa, că nu-i așa. Deci cât îți dau pe el? Dorele, mă superi. Stai, mă, măcar așa, bă, măcar 10 lei, nu pot să le iau degeaba. Bă, tu nu înțelegi că îmi faci un bine? Înțelege, mă, Dorele. Și ca să vezi că nu-mi trebuie, uite, ia și jocul. Stai, mă, că ăla e la nou, mă, e modelul nou. Nu pot să-l iau, mă, Robi, mă, pe ăla chiar nu pot să-l iau. Bă, Dorele, deci eu nu discut. Ori le iei pe amândouă, ori nu mai e nimic, gata. Bine, mă, mersi, dar fii atent. Fii atent, când treci pe la cârciumă, te cinstesc. Așa rămâne. Așa, mă, da. Auzi, dar de ce le dai, mă, faci vreo pomană, este? Bă, Dorele, ai zis bine, mă, chiar că fac pomană. Îmi pare rău, n-am știut. Dumnezeu să-l ierte, cui, mă? Mie. Fie, mă, pe ce, mă, ești zombi? Nu, tot polițist. Ah, m-aș spera, crezi că ești mort, mă, că nu se pare că ești mort, ești viu, mergi, nici nu miroși a mort. Apă, că mă faci să râd. Nu, mă, da. A murit vechiul Robi și a murit ca să facă loc noului Robi. Ah, cu barberii, tu ești doi într-unul ca detergentul, a? Dar fii atent, că nu-i bine așa, mă. De ce? Nu-i bine să fii mort, e mai bine să faci ca șarpile, că schimbă pielea, știi? Adică ți-ai luat o piele nouă, știi? Sau așa. Deci, bă, Dorele, eu vreau să-mi schimb total viața, bă, la 360 de grade. De ce, mă? Bă, am citit un articol pe internet. Tu ai auzit de Bill Gates, Zuckerberg și Elon Musk? Cam auzit ceva așa, da. Băi, deci ei toți sunt milionari. Aha. Da? Dar știi ce au în comun? Ce? Fii atent, Dorele, deci secretul lor care au reușit în viață și că au succes e că... Băi, ești atent? Da, mă, zi. Fii atent. Deci secretul e că au ieșit din zona de confort, mă. Ha! Da, bă, acum adică n-am înțeles cum... Deci, am, Dorele, tu știi ce înseamnă confort? Am, nici atâta lucru nu știi. Confort. Ia stai jos. Stai, mă, jos. O fotolea aceea? Da, bă, da. Ha? Deci, Dorele, a? Confortul, în două vorbe zic așa,
Băi, atunci când stai în canapea și te uiți la televizor, ce, n-am dreptate? Da, bravo! Mai ales dacă e moale așa ca asta, păi... să n-ai niciun arc să te împungă la fix! Păi vezi, bă, că asta e greșeala pe care o fac oamenii și de-aia nu se realizează ei în carieră. Ce greșeală, bă? Bă, Dorele, deci, întrebare de 1000 de puncte. Ia. Bă, ce realizări mari în viață poți să faci tu dacă stai toată ziua cu curul în canapea și te uiți la televizor? Aud? Dacă stai la televizor, mă, te da. Faci critic de filmă, Panorama, bă. Uite, mă, Irina Margarina Dristor. N-a făcut carieră din asta, bă. Ei. Păi sta, mă, las-o pe aia. Nu te compara tu cu ea, bă, că aia știe engleză. Tu știi engleză? Nu. Păi vezi? Deci, Dorele, ca să ieși, ca să, cum să zic eu, ca să te realizezi în viață, da. Trebuie să ieși din zona de confort, înțelegi? Nu prea, da. Stai, bă, că te iau altă. Ia. Traian, da? Adică dacă el stătea așa în canapea și butona televizorul, mai cucerea el Dacia? Nu, e... Păi vezi, mă, că el ce a făcut? Deci a lăsat telecomanda din mână și a luat sabia. Adică, dacă vrei să intri în istorie, ăsta e secretul. Să pui mâna pe sabie. Nu, bă, să ieși din zona de confort. Stai, mă, așa, și tu ce faci, mă? Tu vrei să faci și tu istorie? Da. Cum, mă, tot așa să cucerești Dacia? Fii atent, că dacă te bagi acolo... Fii atent, e model nou, e un Sandero ceva, nu e un Logan. Că ai văzut că Logan nu-i Panorama, are nicurațul. Băi, Dorele, ce faci, bă, mișto? Că știu eu ce zic, mă. Bă, nu fac, mă, mișto, mă, deloc. Fii atent, uite-mi cu la mine, că acum joc și-o pe partea ta. Deci, ai zis că trebuie să ieși din zona de confort, da? Da. Bine, mă. Și acum vine o întrebare de 1000 de puncte la tine, da? Unde intri? Adică? Adică, dă-i, fii atent. Deci, dacă ieși din dormitor, deci intri în bucătărie, da? După aia, de bucătărie în hol, de hol în sufragerie, înțelegi? Adică dacă ieși de undeva, trebuie să intri undeva, neapărat. E, acum dacă ești din zona de confort, unde intri, mă? Bă, Dorele, eu îmi pierd timpul cu tine, bă. Mm. Bă, tu nu înțelegi psihologia asta modernă, bă. Nu e important să intri, bă, important e să ieși. Ia, gata, ăștia cu psihologia modernă. Deci a furat modelul de la constipație, bă, că și acolo tot așa trebuie să ieși. Deci ce zici tu, acolo e vrăjeală, n-are. Bă, n-auzi, bă, că am citit pe internet? Dar ce-mi bat capul cu tine, bă, că încep să mă enervez, bă? Avea dreptate, fractul, când zicea că ești bătut în cap, mă. Ia vezi cum vorbești, bă. Păi dacă eu încerc să te învăț și tu faci figuri, ia hai că m-ai enervat, bă. Nu-ți mai las nici jocul, nici televizorul. Dar de ce să nu mi le mai lași, bă? Uite așa, că nu mai vreau eu, da? Ia fii atent, mă, că nici eu nu, oricum nici nu vreau eu să mi le lași tu, că nu vreau eu, bă. Dar am uitat să spun, da? Nu mai le vreau eu. Dar de ce nu le mai vrei, mă? De ce nu le mai vreau? Fii atent, banditule, că m-am prins. Ce vrei tu, să mă lași pe mine să stau aici în zona de confort, în confort frumos la televizor și tu să faci istorie singur? Te-am prins, veche, deci sunt cu tine acum, nu te las eu singur. A, bă, ce vorbești, bă, n-ai înțeles, bă, nimic. E tina, dar nu mă mai așez, că nu mai e confort. Nimic, bă, n-ai înțeles. Nu mai întreb, eu vreau să fac și o bine, mă, faci cum vrei, lăma, lasă-mă-n pace, bă. Da. Ia zi, Robi, ai ieșit din confort? Oho. Dar Vasile, de unde știe? El m-a învățat, mă. El mi-a dat startul. Să trăiți, domn primar. A fost plăcerea mea, Robi. Ia zi, mă, nu te simți mai bine? Nu te-ai eliberat? Domn primar, deci vă jur. Deci eu nici n-am ieșit bine din zona de confort. Și deși aș simte așa, parcă am aripi. Știi? Deci sincer, eu în viață cred că totul e posibil. Bravo, Robi, bravo, mă, sunt mândru, bravo. Dar știți ce am realizat? Adică eu nu mai sunt încorsetat. Adică nu mai am ancora aia, știi, care mă ține pe loc așa. Adică, aha, da. Adică eu 100% cred că pot să fac orice în viață. Și am scăpat și de tot ce îmi dădea dependența. Adică gata, am dat și frigiderul, să știți. Ai dat frigiderul? Păi da. Păi frigiderul e cel mai mare confort, brânzoi. Și confortul ce înseamnă? E dușmanul tău, deci trebuie să-l dai la o parte. O să fie, mă, dușmanul tău frigiderul, ce ți-a făcut? Bă, brânzoi, dar ce copil ești, bă. Dar e bine că întrebă, poate înveți și tu ceva. Păi cum e frigiderul? Cum iau? E pervers, Dorele, și-ți vrea rău. Că tu-l deschizi, bă, și ții de acolo ce-ți trebuie. O roșie, o brânză, un salam, nu? Da. Păi nu așa te realizezi în viață, mă. Dar cum, mă? Bă, Dorele, deci n-ai înțeles nimic, mă. Deci ca să te realizezi în viață și să ai succes, e că e trebuie să-ți pui piedici, mă, știi? Și să treci peste ele. Că așa au făcut toți oamenii de succes. Aha. Băi, Robi, ce deștept ești, mă, vine să te pup, Doamne. Băi, și când ți-e foame, ce faci, mă, fără frigider? Stai, mă, auzi. Băi, ce să faci, bă, brânzoi? Te duci la cârciu, bă, mănânci o friptură și te întorci și ești și mai câștigat. Cum, mă, să ești mai câștigat dacă te duci la cârciu, mă? Nu-i mai simplu să fii tu acasă la tine, să deschizi frigiderul, să iei halca de carne, să o pui pe grătar și să o mănânci? Așa ești mai ieftin. Păi,
Bă, Brânzoi, ești mai ieftin la bani, bă. Dar la alealte ești pe minus rău. La alealte care, mă? La alea adevărate, băi, la sănătate vorbesc, nu la portofel. Că la faza asta cine face sport? Tu? Păi nu. Și cine e mai câștigat? Pe sănătate vorbesc, nu pe portofel. Păi, dar ce sport faci tu, mă? Păi nu mă duc la cârciumă să-mi iau friptură și mă întorc? Păi și dacă mergi pe jos, e sport. Bă, și cum e mai bine, bă, Brânzoi? Să stai așa în vârful patului și să mănânci? Bă, când dai caloriile jos, se numește sport, adică orice ai zice. Nu? Și eu las mers, am și varianta alergare și varianta bicicletă. Ți-a luat bicicletă, mă? Nu, mă, dar dacă vreau, îmi iau, nu te băga. M-a prostit, zici. Nu, să taci. Băi, Brânzoi, ia mai taci din gura aia, mă. Că omul are dreptate. Eu te-am adus aici să mă ajut, nu să-ți dai cu părerea. Robin, mă bucur că ești pe sport, bravo, ție, hai acum să luăm fotoliul ăsta, să-l punem în căruță la Brânzoi, da? Că ai spus că mi-l dai, tată, nu? Domn primar, dacă am zis, am zis, adică... Bine, eu mă despar greu de că era fotoliul meu de suflet, dar dacă am hotărât să ies din zona de confort, eu am hotărât ies, adică nu mă mai întorc înapoi. Bine că ai ieșit, hai! Dar lăsați că-l iau eu, domn primar. Te rog frumos, de plăcerea mea, băi. Să vadă Brânzoi cum dau caloriile jos. Bine, mă, dacă insiști. Ia-te, Brânzoi! Ia! Pai de capul meu! Hot la ea! Ia uite evoluție! Ușor, ușor, că mi-e zgârii! Domn primar, ia stai așa! Mergeți spre casă? Da. Nu mă luați pe mie cu cărăța, mă lăsați la cârciumă în drum? Te iau, mă, te iau. Deci ăsta e secretul vieții, da? Să ieși din zona de confort. 1100. Deci cine ajunge ultimul la căruță e fraier. Ia stai, mă! Primul gata! Ușor, ușor! Ce dracu să zic eu ceva acum? Ce dracu ai, mă, te uiți așa pe mine? Care-i treaba? E un joc ceva? Trebuie să nu clipesc? Trebuie să zici? Bă, Bobiță, am și un joc, că nu eram pregătit. Hai încoate, ia. Ia, bă, uite-o. Bobiță, ești fraier. A, deci nu e joc. Nu. Ce mă bucuram și eu că te țineam 20 de minute așa numai pe liniște. Ești fraier, bă. Da, m-am auzit, ai mai zis odată. Nu că ești fraier, ești zero barat, ești nimic, ești ca și cum nu ești, mă. Bine, mă, așa, și bravo ție, ciudă mie, ce să fac? Nu, tu n-ai auzit ce ți-am zis, mă, ție ți intră pe ureche și ți iese pe alta, mă. Am auzit, mă, că sunt praf, că sunt zero barat, că dragi să te ia. Păi dacă eu sunt așa, tu cum ești, mă, hă? Ii, lasă-mă, mă, pe mine, că nu-i cazul meu aceea, ci vorbim despre tine, da, Bobiță, fii atent că trebuie să faci niște schimbări. Eu? Da. De ce, mă? Uite, ca să reușești în viață, Bobiță. Ia uite-mă puțin tu în jurul tău așa. Ție ți se pare că eu nu am realizat, nu sunt tot ce trebuie? O cârciumă, mă? Da, mă, da. E puțin, mă. Bă, puțin, mult mie mi-e de ajuns. Ți-e de ajuns că ești prost, da, aia, înțelegi? Că eu pot să te ajut, da, să fie mai bine, Bobiță. Eu pot să-ți dau un secret care să schimbe viața total, să ai de 10 ori mai mult. Mă, da, poate că eu nu vreau să am de 10 ori mai mult, poate-ți mulțumit așa. Ce să așa, mă, ești mulțumit, mă, să faci integrame și să spargi semințe toată ziua, mă? Da, mă, da. Bă, Bobiță, fii atent că ai căzut în capcana aia în care nu trebuia să cazi, dar eu te scot de acolo, da? Deci fii atent, tu trebuie să ieși din zona ta de confort, Bobiță. Bă, toți milionarii din lumea asta... Da, dracu, ce ai zis, mă, zona de confort? Da. Păi s-a fumat de mult asta, ai auzit-o și tu acum, prostule. Bă, pentru mine nu s-a fumat, Bobiță, că fii atent, ca să fii șmecher, să fii bine toată viața, nu trebuie să rămâi în zona aia. Toți milionarii din lumea ăștia mari a ieșit în zona lor de confort, de-aia are... Dar lasă-mă să fie la ei acolo, mă, mie nu-mi trebuie, mă, dai drag. Bobiță, fii atent că eu mă bag. Bă, tu să te bagi, dar fii atent, dacă te bagi, te bagi până la gât, așa că dacă bagi și capul, se înfundă nările și muri acolo. Faci mișto, este? Treaba ta, fii atent că eu am intrat în program și mă duc rachetă. Unde te duci, mă? Pe succesul în viață mă duc. Ia du-te, mă, pe succesul în viață și lasă-mă dracu, cum pace cu teoriile tale, hai. Bobiță, uite-mi coala mine, îți mai zic încă o dată. Eu dacă am plecat, nu mă mai uit în urmă. Bă, da, du-te, bă, du-te și lasă-mă că te iau la pump până la urmă. Du-te și lasă-mă și pe mine, liniștea mea aici. Bobiță, uite-mi coala mine, că e pentru ultima oară când îți zic. Te bagi sau nu te bagi? Nu mă bag, mă, du-te. Nu te bagi. Bine, bă. Ma. Ce dracu ai venit cu ăsta în cârciumă? E brocoli, bă. Păi văd, dar tu ce ai, helicopter bacteri la stomac? Nu mă vreau să-l mănânc. Cum trebuie să mănânc? Să-l mănânci? Păi ție nu-ți place brocoli. Păi asta e șmecheria, Bobiță, ca să ies din zona mea de confort, trebuie să mănânc ceva ce nu-mi place. A, deci cum ar veni ca să ai succes în viață? Asta e cheia succesului, să mănânci tu brocoli crud. Da.
Să mor tu că tu mănânci sărăcia asta de brocoli. Îl mănânc, mă, dacă am zis că îl mănânc, ce crezi, că sunt prost, îl mănânc. Bă, fii atent, îți dau 10 lei dacă mă las să te filmez când mănânci asta. Ena? Da, mă. Fii atent, bobiță, da. Îi vezi? Da. Fii atent, când am ieșit bine din zona mea de confort și deja am început să produc bani. Fii atent, milionar mă fac, fai pe capul meu, ia stai mă așa. Ia, scoate asta. Ești gata? Da. Motor, acțiune. Dorel, mănâncă brocoli.